Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română din acest manual de comunicare pentru clasa a doua și lecția se întinde pe aceste două pagini, paginile 40 și 41. Cine nu are acest manual, să facă o captură de ecran. Bineînțeles că fiecare lecție vă este de ajutor, chiar dacă nu aveți în cartea voastră de la școală. De ce are nevoie un copil pentru a fi fericit? Un copil are în primul rând nevoie de multă afecțiune, de multă iubire ca să fie fericit. Ți-ar plăcea un prieten care nu are grijă de sănătatea lui? Nu, nu mi-ar plăcea. Pentru că sănătatea este și ea alături de iubire, un lucru de care avem nevoie ca să putem fi fericiți. Lecția noastră se intitulează Dințișor și este scrisă de Florin Colonaș. Ați auzit de Dințișor? Nu este un cățeluș așa cum ați putea crede. Este un băiețel. De fapt, pe el îl cheamă Dinu. Este elev în clasa a doua, bun la învățătură, harnic, cu minte. Are multe părți bune, dar și un cusur. Nu vrea să se spele pe dinți. De ce? Nici el nu știe. În plus, toată ziua arunță-i bomboane și creioane. Îmbrăcat în pijamaua răcoroasă, se întinde în pat. Ar ațipi, dar îl doară furisita de măsea. Își apasă obrazul pe pernă și se uită la lună. De ce luna nu are dinți, se întreabă el. Poate că nu se spală pe dinți, poate că nici ea nu a vrut să fie prietenă cu dentistul. Și proapele îi cad grele. Vocabular. Cusur înseamnă defect. Înțelegem textul. 1. Alege răspunsul corect. Cine este Dințișor? A. Un cățel. B. Un dinte mic. C. Un băiat. Răspunsul corect este C. Un băiat. Ce defect are Dinu? A. Învață bine. B. Nu doarme. C. Nu se spală pe dinți. Răspunsul corect este varianta C. Nu se spală pe dinți. 2. De ce crezi că Dinu este strigat Dințișor? Scrie părerea ta pe un bilețel și afișează bilețelele. Eu cred că Dinu este strigat Dințișor. Pentru că această poreclă i-a fost dată că nu se spală pe dinți. Și din cauza că nu se spală pe dinți, are totdeauna probleme cu dințișorii. Ba îl doare un dințișor, ba îl doare altul și tot așa. Lucrăm împreună. Citiți anunțurile care arată însușirile lui Dinu. Este elev în clasa a doua, bun la învățătură, harnic, cu minte. Are multe părți bune, dar și un cusur. Nu vrea să se spele pe dinți. De ce nu poate dormi băiatul? Ar ațipi, dar îl doare furisita de măsea. De ce crede Dinu că luna nu are dinți? Poate că nu se spală pe dinți, poate că nici ea nu a vrut să fie prietenă cu dentistul. 2. Se spune despre curățenie că este mama sănătății. Voi ce credeți? Discutați în grupe de câte 4. Dragii mei, cu adevărat curățenia este mama sănătății. Pentru că dacă punem mânuțele pe diferite obiecte
și după aceea luăm un măr să-l mâncăm, când îl introducem în gurița noastră, cu mâna pe care am pus-o mai înainte pe diverse obiecte prăfuite sau și din aer, găsim microbi, sunt microbi. Putem să-i luăm pe mânuțe. Introducem în guriță mărul împreună cu microbii și microbii aceștia ne afectează, ne atacă organismul și ne produc suferințe, boli. De aceea, nu știu, e bine să ne păzim sănătatea, să ne păstrăm corpul curat. Cum vă spuneam, nu numai de pe mâini putem lua microbi. Dacă nu ne spălăm cu apă și săpun, corpul nostru știți că produce sudoare, transpirăm. Această transpirație este compusă din celule moarte pe care trebuie să le îndepărtăm, că dacă stau acolo pe pielicica noastră formează crustă. Și nu ne deranjează numai că miroase urât, dar devine așa ca o cheratină neplăcută. Ne simțim ca îmbrăcați în tablă. Deci e bine să ne spălăm în fiecare zi, pe tot corpul, să ne îngrijim corpul, ca să aibă pielea strălucitoare, frumoasă și noi să arătăm bine și să ne iubească toată lumea că suntem frumoși. Bun. A doua zi, tatălui Dinu, ăsta e exercițiul 3. A doua zi, tatălui Dinu a găsit următorul bilet. Citiți-l și identificați elementele obligatorii ale unui bilet. Data, în primul rând, se pune data în dreapta sus, 11 noiembrie. Apoi se scrie titlul la mijloc. Tati. Totdeauna titlul este urmat de virgulă. Și textul se scrie cu alineat și se începe cu litera mare. Te rog să-mi faci programare la dentist. Îți mulțumesc. Acesta a fost mesajul. La final se scrie semnătura. Orice bilet se semnează, la fel ca orice scrisoare. Semnătura din. De ce crezi că a scris Dinu biletul prin care solicită programare? Eu cred că Dinu a scris acest bilet pentru că îl dura măseluța de nu mai suporta și s-a hotărât să meargă să ceară ajutorul stomatologului. Exersează. Răspunde la întrebări. Ce obicei negativ are Dinu? Păi, în primul rând, nu se spală pe dinți și, în al doilea rând, roade toată ziua bomboane și creioane. B. Ce ar trebui să facă Dinu pentru a scăpa de durere? În primul rând, Dinu ar trebui să se spele pe dinți de 2 ori pe zi, cel puțin, și să meargă la stomatolog. La dentist, să se împrietenească cu dentistul. 2. Tu ai grijă de sănătatea ta? Da, am grijă de sănătatea mea. Ce regulă respecti? Realizează o fișă de portofoliu. Respect regulile pe care le respectă toată lumea și anume. Dimineața mă spăl și neapărat mă spăl pe dinți și de câte ori mănânc îmi spăl mânuțele și când mă întorc acasă, mă spăl, iar înainte de a mă culca, fac un duș și mă spăl din nou pe dinți. Când începem ziua și când începem noaptea programul de odihnă, trebuie neapărat să-l începem cu dințișorii curați, nu alt. 3. Scrie un bilet adresat prietenului tău cu rugămintea de a-ți împrumuta o carte. Dragă Cătălin, nu mai am ce să citesc.
Te rog să-mi împrumuți din biblioteca ta o carte cu povești pentru clasa a doua, potrivită vârstei mele. Îți mulțumesc, cu drag, Daniela. B. Scrie un bilet de mulțumire pentru un prieten. Dragă Cătălin, am primit cartea pe care mi-ai trimis-o prin sora ta. Mă bucur că ți-ai amintit de rugămintea mea și îți mulțumesc pentru că ești prietenul meu cel mai bun. Daniela. 4. Te întâlnești cu dințișor. Ce discutați? Scrie un dialog de 5-7 enunțuri. Bună, Dinu, ce faci? Bună! Uite, sunt bucuros că vin de la dentist. Ai avut curaj să te duci la dentist? Da. Dar de ce te-ai dus la stomatolog? Pentru că mă durea măseaua foarte tare și nu m-am putut odihni toată noaptea. Te-a durut intervenția stomatologului? Nu, nu m-a durut deloc. Și dentistul e așa un domn amabil și drăguț, nu mi-a fost frică de el. Te vei mai duce și altă dată? Sigur, de acum încolo o să mă duc des la dentist. Și ce sfaturi ți-a dat dentistul ca să nu te mai doară dințișorii și măseluțele? Dentistul mi-a spus să-mi păstrez tot timpul dinții curați. La revedere, Dinu! La revedere și de acum să nu mai spui dințișor, că mă duc la dentistul cu care m-am împrietenit. Pa, pa! Mulțumesc pentru participare! Dacă v-au plăcut exercițiile lucrate astăzi, lăsați-mi un like și rugați-i pe părinții voștri să vă aboneze la acest canal, pentru că este un canal gratuit pe YouTube. Ca să pot să-l mențin în continuare gratuit, am nevoie de un număr foarte mare de abonați. Spuneți-le și prietenilor voștri despre acest canal unde învățăm împreună, ca să vină și ei la întâlnirile noastre. La revedere!